Revenim la fotbal, Luc, și discutam despre transferurile care se mai fac în Liga 1. Craiova și-a luat antrenor. FCSB până la urmă l-a convins pe Denis Haruț să semneze un contract pe 5 ani, până la urmă cu opțiune de prelungire pe încă un an. Vorbeam aici exact înainte de pauză cu Marius Bilașco despre faptul că și CFR, pot să spun, cu siguranță va transfera măcar încă un jucător până luni, nu? Sigur e un singur lucru pe acest punct. Vom vedea. Nu-ți place să dai răspunsuri concrete? Păi nu e nimic sigur. Dacă în momentul când va fi totul clar și sigur, cu siguranță că veți afla. Avem și noi rețelele noastre de comunicare, așa cum am obișnuit în ultimul timp, pe care le fructificăm la maxim, tocmai pentru a informa suporterii noștri și, bineînțeles, pe dumneavoastră de orice noutate. Denis Haruț la FCSB, Daniel, se încheie telenovela. 660.000 de euro, din ce am înțeles, suma, plus, bineînțeles, un procent pe care îl păstrează FC Botoșani dintr-un eventual transfer. Se mai scade puțin, în schimb, din procentul de la Moruțan. Dar până la urmă, pachetul complet. Exact. Până la urmă s-au înțeles. Nu mai e opțiunea aia. Apropo, aș vrea să ne explici, dacă poți, cum e cu opțiunea aia de prelungire? Că, de fapt, acolo am înțeles că a fost problema prima dată la Denis Haruț. Păi, nu, n-a fost acolo. Acolo era vorba de două contracte. Un contract care venea peste primul. Bun, era contractul de 5 ani și apoi contractul... Da, există opțiunea părților care pot sau agrează de acum, în anumite condiții, probabil că nu știu, n-am văzut contractul, să prelungească automat. Deci fără păi nu, dar clar că ca să poți să faci lucrul ăsta trebuie să ai înțelegerile făcute deja, că altfel nu e valabil. Adică după, eu știu, pentru al șaselea an, de exemplu, pentru un nou contract sau pentru un nou sezon, stabilești de acum sumele. Adică trebuie să fie stabilite de acum. Și dacă jucătorul semnează, automat, dacă clubul vrea să-i prelungească contractul... Păi da, sunt niște clauze. Sunt niște clauze, inclusiv financiare. Și atunci, dacă aceste lucruri sunt îndeplinite, clar că se prelungește automat. Probabil că prelungirea trebuie să... Adică nu... Trebuie să fie de ambele părți și din partea jucătorului, și sunt niște opțiuni, de fapt, care trebuie să îndeplinească. Ce zici de transferul ăsta? Denis Haruț, 21 de ani, fundaș central, văd că se bate foarte mult monedă pe faptul că e fundaș central, deși eu știu că el a jucat foarte mult timp fundaș dreapta, a fost el e format ca fundaș dreapta. Da. Și juca la Timișoara, în Mânșel, chiar de până la 18 ani, așa, el are niște sezoane bune jucate, adică până la 21 de ani nu prea a stat pe bară. Ce zici, ar putea să ia fața lui Cristea, lui Miron? N-aș putea să comentez lucrul ăsta. Păi, l-ai văzut, l-ai urmărit. Da, e un jucător bun, care îmi place, dar aici nu pot să comentez, pentru că, până la urmă, e vorba de strategia echipei cu care noi ne luptăm și n-ar fi corect să-mi dau eu cu părerea despre ceea ce se întâmplă acolo. Poți să spui despre ce fel de jucător e, că cu siguranță poți să... E un jucător care eu știu de la echipa națională de juniori, a jucat numai fundaș dreapta, mi-a plăcut, mereu mi-a plăcut acest jucător, dar eu știu, faptul că ajunge la FCSB nu mă miră, a avut evoluții foarte bune la Botoșani, are și vârsta foarte bună, deci poate să fie un pas important în cariera lui și, bineînțeles, un pas intermediar în final pentru a merge mai departe. Dar ce părere ai de politica asta a Botoșanului, care, apropo, aduce doi jucători, unul de 20 de ani și unul de 21 de ani din coasta de Fildeș, deja, că am văzut bine. Știu că și voi v-ați întărit de la Botoșani, a venit Burcă, a venit Burdeianu. Da, e un club care care produce. Golovca, dar Golovca nu prea a confirmat. Cred că a fost mai rateu așa la CFR. Dar ți se pare, nu știu, ăsta să fie viitorul, adică un club să fie așa o tarabă deschisă pentru... E un moment în care tu nu ai presiunea rezultatelor, right. Adică nu ai o situație dramatică acolo, ai oarecare liniște, poți să faci această strategie. Sunt unii jucători cu care îți reușește să faci chiar afacere bună și să faci un business, așa cum reușesc cei de acolo, cu unii jucători, cu unii nu.
la unele echipe nu poți să faci lucrul acesta. Adică dacă vorbim de echipele care se bat la campionat, e greu să faci lucrul acesta pentru că îți asumi niște riscuri. Și atunci, poate jucători care n-au evoluat prea mult sau au fost o perioadă accidentați, ajung la Botoșani, au o perioadă de acomodare și încep să reintre în formă și să crească din nou la valoarea la care au fost. Deci e o strategie pe care tu ca și club ți-o asumi. Nu există presiunea rezultatului, nu există presiunea a faptului că tu promovezi jucători tineri și rezultatul poate să fie unul nu pozitiv. Atunci lucrurile poate să-ți iasă în final. Din perspectiva FCSB-ului, Daniel, e din nou un transfer al unui jucător pe care cu siguranță Gigi Becali vrea să-l vândă mai devreme sau mai târziu. Asta e și politica lor de mulți ani. Da, e foarte interesant că e și pe primul loc în clasament. Adică mie mi se pare că se joacă bine FCSB și pe teren și în afară. Nu, asta e politica clubului, nu? A luat jucătorii cam cei mai talentați din România, a plătit sume foarte mari. Și bineînțeles că asta urmărește, în afară de rezultatele pe plan intern sau în cupele europene, urmărește să facă obiectul unor transferuri în străinătate și bine astfel să-și îmbunătățească bugetul. E un business până la urmă. Business, dar uite că se poate face și business și să te și bazi la titlu, șanse reale, adică... Să te bazi la titlu, până acum n-a câștigat FCSB-ul, n-a câștigat campionatul de vreo câțiva ani buni. Corect. Însă, clar că în momentul ăsta are jucători talentați, jucători care pot face obiectul unui transfer pe sume importante. Cel mai bun exemplu, ultimul cu Denis Man. E foarte greu să bați acest record, deocamdată. Și probabil că mult timp de acum încolo. Însă, clar, Hăruț e un jucător de echipă națională la tineret, e un jucător pe care Marius Croitorul l-a reprofilat, poate el a mai jucat de-a lungul carierei un meci sau două ca fundaș central, dar să joci cu el în Liga 1 și mai ales că era și under, e interesant opțiunea și mai ales că randamentul lui a fost unul bun spre foarte bun în multe momente. Acum depinde, rămâne de văzut dacă mental e pregătit și psihic să facă față la FCSB, pentru că clar acolo va fi o altă presiune. Și clar, așa cum a arătat FCSB-ul, cel puțin la meciul cu Dinamo, are ceva probleme în compartimentul defensiv. Și atunci el e văzut acum ca un transfer perfect care să înlocuiască sau să vină să îmbunătățească acest compartiment. Da, spuneam, Șepși Poli Iași începe în aproximativ o jumătate de oră. Șepși care și-a amânat partida cu FC Argeș rămâne la 33 de puncte, destul de departe dacă e să ne uităm la clasament. Are, cred, astăzi mai puțin de 11 absenți. Va fi o misiune foarte complicată. E adevărat, bine pentru Șepși că se joacă măcar cu Poli Iași, că dacă avea un adversar ceva mai greu, chiar ar fi fost o situație cu adevărat foarte complicată. Mergem la Sfântul Gheorghe să ascultăm pe cei doi antrenori. Leo Grozav abia a revenit și el după ce a fost sub tratament din cauza COVID. Să vedem declarații de la Sfântul Gheorghe și reveni. Bună seara, domnule Cornățeanu, meci complicat în această seară, în condițiile situației oricum de COVID-19, Andrei Cristian nu va sta nici în această seară pe banca tehnică, veniți după rezultate negative în serie. Ce așteptări aveți în această seară de la această confruntare? În primul rând, așteptările pe care le-am de la această confruntare, schimbarea la fața jucătorilor din privința atitudinii, pentru că multă lume a spus ce mai căutăm la Liga 1, ea știu ce caută la Liga 1. Este sport, se poate întâmpla orice, să câștigi, să pierzi, să faci egal. Dacă pierzi, măcar să o faci cu demnitate. Astăzi nu am așteptările decât de la jucători, o răbufnire de orgoliu, să arate că se pot bate pentru fiecare minge, să alerge 90 de minute, să avem atitudine, iar la sfârșit, dacă ieșim învingători, este foarte bine. Dacă se întâmplă să și pierdem, măcar să ieșim cu capul sus. Dar o schimbare la față trebuie, pentru că așa nu se poate. Sunt 5 partide consecutive fără victorie, ultimul eșec 0-3, îl știm cu
cu CS Universitatea Craiova. Vorbim despre atitudine, însă în această seară, în fața celor de la Șep și OEșca, vă așteptați la o cu totul altă situație, în condițiile în care echipa gazdă vine după problema cu amânarea partidei în fața celor de la FC Argeș și ar putea fi un avantaj pentru Poliași. Dacă vă ascultă pe primul 11 de la OSK, eu nu cred că e un avantaj, pentru că au jucători, au Golovka, au Petrila, au Buena, au Ștefănescu, Loran Filop. Deci au jucători care pot face diferența. Ne așteaptă un meci foarte greu. Va trebui să ne batem din minutul 1 până minutul 90. Va trebui să știm să facem, să și suferim pe parcursul 90 de minute. Iar la sfârșit, eu sper să eliminăm acele greșeli pe care le-am făcut aproape în toate partidele, în care o mică relaxare ne-au costat un punct, ne-au costat 3 puncte pe greșeli copilărești, din punctul meu de vedere. Are nevoie Poliaș doar de un succes pentru a putea să deblocheze starea... Orice rezultat pozitiv ne ajută pentru deblocare, pentru că tot am spus avem timp, dar nu mai avem timp. Pentru noi orice joc este o finală. Mai sunt 9 jocuri în campionatul regulat și după aceea avem un play-out în care mai sunt doar 9 meciuri, nu mai avem tur-retur. Deci începând de astăzi, noi dacă nu începem să adunăm puncte, fiecare punct îți e încurajator și pentru moralul jucătorilor și să punem la zestrea pe care o avem, care e foarte subțire. 15 puncte, foarte multe goluri primite, gol averaj dezastros. De aceea trebuie să muncim pentru fie. Orice punct este bine primit. Dacă reușim și 3 puncte, este fantastic pentru noi la acest moment. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Bună seara, Robert. Care este situația în acest moment? Aveți o grămadă de cazuri de COVID-19, însă încurajator că revine Leo Grozavu după această perioadă complicată și în mod special după meciul pe care nu l-ați putut juca la Pitești? Da, normal. Cel mai important pentru echipă revenirea lui Leo, pentru că altfel e starea și în vestiar, altfel respectă și jucătorii, normal, când simt că antrenorul principal este în jurul lor. Da, în schimb, problemele știm, deci știe toată lumea ce avem. Din păcate, n-avem ce să facem, tot așa încercăm să mergem mai departe, să eliminăm un 11 competitiv, dar din păcate avem mulți jucători în primul 11 care vin, din păcate, după COVID. Acum să vedem cât putem rezista, pentru că știți foarte bine, nu este ușor după 2 săptămâni de repaus să intri la efort, e chiar riscant. Distribuție de start în care îl găsim pe Branislav Ninia. La debut, slovacul a stat pe banca de rezerve la jocul egal, 2-2 aici cu FC Voluntari. Iată, riscant puțin? Sau e neapărat? Riscant, nu-i riscant, trebuie să riscăm, pentru că au ieșit 3 fundași central la ultimul trest care sunt bolnavi, așa că nu mai avem fundaș central. Riscăm și să vedem. Pentru ce a fost adus la echipă, sperăm să facă față, să intervize cât mai repede în echipă și sperăm să câștigăm cât mai repede. În întâlnirile directe cu Poliaș, 7 victorii, Șep și OEșca, 3 rezultate de egalitate, un singur succes al oaspeților în această seară. Ce așteptări aveți? Sunteți pe locul 4, sunteți acolo la mare bătaie pentru a rămâne în primele 6, nu? Da, cum se spune, joacă morții cu răniții, pentru că și știm foarte bine, au și probleme. Acum să vedem care e mai puternic, pentru că și ei au avut probleme foarte mari, au avut și accidentați și noi. Adică, normal, noi în mintea noastră normală, trebuie să ne gândim că jucăm acasă și trebuie să luăm cele 3 puncte, pentru că punem mari speranțe să terminăm în primele 6 și obligatoriu, mai ales când joci împotriva o echipă care este până la unul pe ultimul loc, dar asta nu înseamnă că ei vin bătuți, nu? Pentru că și ei, ultima clasată fiind, mai trag și să obțină cât mai multe puncte. Mulțumim! Succes! Da, Leo Grozavu va sta totuși pe bancă, chiar dacă a venit la declarații Robert Ilieș. Foarte complicat, Daniel, meciul ăsta pentru Șep. Și ok, sunt câțiva jucători buni în primul 11, dar și ei revin după COVID. Adică mă gândesc că nu-s la capacitate. Complicat a fost și la Ovidiu contra celor de la Viitorul, că la fel au avut probleme de lot. Și complicat a fost și jocul de acasă cu Voluntari. Nu, că la un moment dat chiar au condus cu 2-0 și apoi au fost egalați. Corect. E o situație foarte dificilă și, eu știu, greu de gestionat.
Da, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, discutăm puțin apoi și despre noul antrenor de la Craiova, vedem și echipele de la Sfântul Gheorghe. Rămâneți cu noi, revenim.